Stai, să nu spui. Ok, e bine totul? E bine totul. Ok, mersi. Stai, cred că e prea tare. N-avem aici un buton de setare și apel de aici. Sunt țarele mele, eu sunt ale 6 și că... Blade. Cine mai ții minte seria aceea Blade, Bakugan, astea, care s-au dat pe Cartoon Network la un moment dat. Ia apoi l-am scos cu nesimțire. Da, nu contează. Astăzi, ce contează e să vedeți cum mă joc eu cu Elevakir V3. Elite nu e așa rău. Oh, nu aici, am dat din greșeală. Intrăm aici și o să începem să ne jucăm. Ăsta așa înapoi viață. Zotron Z2. Dar că asta era ultima versiune a lui. Dar hai să mergem cu Elite-ul. E Blade-ul meu preferat. Dacă nu știți, e vorba de niște titireze. Ne uităm cu un de ăsta. Bine. Păi uite diferența. Vedeți diferența între simplu și normal? Ok, stai, trebuie să dau mai încet. Așa. Veți vedea imediat. Trebuie să nimerez măcar una. Nu! Lipsă de antrenament, dar totuși. Uite ce am eu. Uite cât damage-i dau! Hei pussy. Gata. Egalitate, firar. E bine că am... Bine, te duc în partea asta pregătit. Ah! Ghinion. Gata. Și am și o ultimată pe acest Blade. Toate Blade-urile au o entitate a lor. Cum ar fi un spirit, ceva de genul acesta. Și l-aș fi dori pe Pegas. Sus, dar, ce să faci? Soarta. Sau pe Lion. Erau cei mai puternici din universul Blade în desenul animat. Intrăm cu Valkyr. Perfect. Holy. Acum o să vedeți ce poate să facă. Să facă un dăsta obișnuit. Adara teu. Gata. Și l-a și descompus în bucăți. Deci e OP Elite-ul ăsta. E fain. Victory. E bine totul. Cu Elite o să joc mai des. Iar în jocul acesta, ca să deblogi Blade-uri, trebuie să ai Blade-uri. Adică trebuie să scanezi un cod care e pe ele. Eu dat fiindcă că am avut Elite-ul ăsta ca Blade, am avut aproape toate Elite-urile. Toate Valkyr. Trebuie să găsesc cutia. Dar e, just whatever. Am deja niște Blade-uri destul de puternice. De ce? Tot ce trebuie să fac e să intru în lupte. Bine. Hai să intrăm la show și să vedem ce putem lua. Mm-hmm.
Nu-i nimic interesant decât ăsta. Ăsta e ce e interesant. Uitați-vă la el. E interesant. Da, da, e Spinzer. S2. Ah, dacă era S4, S3, era altă poveste, dar totuși. Sunt interesant. Parcă desenul animat pe vremea când se vedea la cartunetul era considerat desen, dar acum e considerat anime. Același lucru s-a întâmplat și cu Bakugan. Au ajuns la sezonul 5, s-au încheiat, au avut două filme și apoi s-au dus. Dus totul. Asta mi-a luat aminte de Pokémon. 20 de sezoane și 4 filme. Nu, are mai mult, are vreo 10 filme. Filme, dar frate! Bun joc. Are și multe jocuri. Da. Excalibur. Hai să intrăm la, nu știu, provocări. Hai să vedem o provocare. Hai că intrăm la asta. E necesar să avem, să jucăm cu Valkyr. Ah, doar cu Valkyr obișnuit. Nu! Bine. Să vedeți cât de slab e Valkyr-ul. Hai să începem. Valkyr vs. Odax. Odax în serial era destul de puternic. Nici abia Pegasus îl făcea. A intrat unul cu Lion și n-a putut să-l facă. Și a intrat unul cu Pegasus și l-a făcut greu, dar l-a făcut. Aici contează cine dă mai mult. Băi. Gata. Vai de capul meu. Ok, următoarea. Sunt pregătit. Haide că vreau. Nu știu cât de repede trebuie să apăs ca să câștig. Perfect. Eu n-am ținut cine știe ce bună, dar totuși îi dau cu perfecte. Oho! Așa, frate. Runda câștigată. Și cred că am câștigat. Nu, mai e runda a treia. Mă duc în părți. Am văzut că e mai bine. Bine, în părți am văzut că e mult mai bine. Mult mai bine. E decât să te duci în centru. E plus Blade-ul meu și păcălește. Fuck you! Adversarul atacă. Da, aici am pierdut. Vai, frate. Asta o să fie în locul lui Pixel Gun. Jocul e greu dacă stau așa, jocul acesta e chiar ușor. Așa dacă stau, cum filmez eu. În joc e chiar ușor dacă stau așa. Asta se întâmplă dacă ajunge la 0. Dar și nu lovești. Du-te pe el! Cine a câștigat? Egalitate, dar cine? Dar e deja... Gata. Bine. Cât am filmat? Avem 9 minute, mai filmăm. Da, este greu. Jocul în sinea lui e relativ simpluț, așa ca... Dar este greu. Este simplu, dar este și greu. Dacă înțelegi ce zic.
Vai! Nici măcar nu i-am dat damage lui. Acum abia și-am dat. Mamă, să te spic și spatele lui. Vai. Runda câștigată. Yes. Yes, mă lovesc de toți cap. De toți perețe cu capul. Haide. Ok. A, figar. Oh. Aha, prea devreme, 75. Da, i-am dat. L-am lovit rău. Gata, gata. Trei runde câștigate. Victorie. Dacă nu... Ok, am câștigat. Mai sunt doar doi. Vai. Și ne luptăm contra un V2. Va fi greu. Dacă m-ar lăsa cu elitul, ar fi fost mult mai ușor. Toate astea s-ar fi dus. Dar e bine că jucă și cu alții. Să vedeți și cum se duc. Cum funcționează toți. Ah, firat. Vai. Uite câtă viață am eu, uite câtă viață are el. Dar totuși tot ia. Tot eu i-am dat mai mult. Ah, el e cu shield. Nu te du. Nu, când are shield-ul, să nu vă duceți. Să nu vă duceți, vă zic adevărul. Satanul Mix Babies care își putea pune shield. Iar shield-ul acesta e prea OP. Oho, altă poveste acum. Și hai să începem. Aaaa! Gata. Wow, ce fain. De ce mai o rândă? Tot nu înțeleg cum vine faza cu rudele, dar totuși... Da, tot mă joc. Vai, are viața roabă plină! Că avea el ultimata. 25. E destul de slab. Eu vorbesc. El mi-a dat cel mai mult damage. Tot. Ah! Gata, frate. Gata, taci. De 0 la 3. Avem G2. O versiune a doua. De obicei de la versiunea a doua vin... Așa. Oleu. Dar tot eu i-am dat mai mult de mici, de ce? O, stai că albastru-i cantă pentru verde. El e de fapt galben, dar... E, înțelegeți. Waverile sunt clasificate pe de-astea și poate să fie scoase ușor. Ușor. Dar roșu nu știu ce scoate. Vă cine scoate, mă. Știu că sunt și de-aia cosmici. Ce se dă? Treci cu ace. Oh, gata.
Ok, mai e o rundă. E distractiv jocul. Dacă să vă zic un lucru, să vă jucați cu prietenii. Îi convinge să se joacă, să joace cu voi și vă jucați cu prietenii, că e amuzant. Să vezi așa. Ne-a dat, am pierdut, să mai o rundă. E o rundă pierdută, dar mai e o rundă. Vai, e runda decisivă acum. Runda 4, pregătiți-vă. Sunt pregătit. Gata, sunt pregătit. Let's do this. Trebuie să-i dau perfect. Ah! Gata! Sau să-i dau combo. Yes! Am dat combo, am dat victoria finală. Yeah! Frumos! Frumos! Ah! 100. Doar 100. Doar 100 mai trebuia. 8000. Nu sunt bun. Atac. Resistență. Astea sunt complete, deci nu am. Luptă demonstrativă. Ăsta. Nu poți... La asta parcă nu puteam să-l iau pe Elita. Așa că-l iau pe... Iau pe tine. Ok, totul ar trebui să fie mult mai bine. Basic... E roșu. Oh, va fi interesant. 0-2. Ok, e runda 1, pregătiți-vă! Nu! Vai, are viață full! Vai, cât damage dă ăsta! Vai, cât viață mai avea! Vai! Vai! Vai, frate! Degătit. Hare, 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 hare! Așa! Doar una. Egalitate! Firar! Suntem la fel de buni! Ia mă duc pe el. Iar are noroc cu viața! Eu dau mai mult damage, el are noroc cu viața. Deci m-ați auzit, are noroc cu viața. Da. El e cu scut. Nu îi lovi scutul. De ce a trebuit tu să-i lovi scutul? Nu! Fuck. Dacă am atât pentru episodul de astăzi, dacă mai vreți să mai vedeți. Lupte cu Beyblade-uri. That's life.